Salutare, dragilor! Sunt pe Valea Oltului, mai precis pe podul care face legătura cu insula Ostrov. Sunt așadar în mijlocul stațiunii balneare Călimănești. Iar la doar un kilometru, maxim 2, se află o altă stațiune la fel de populară și apreciată de către turiști, stațiunea Căciulata. În acest clip am să iau la pas cele două stațiuni pe cât posibil. Am să vă arăt lucrurile interesante și cine știe, poate vedem ceva oferte turistice de la hotelurile importante din aceste două stațiuni. Ba mai mult, sunt și două ștranduri cu apă termală, ceva mai mari, mai cunoscute. Încercăm la fel să vedem un preț. Eu zic că va fi un clip interesant. Ce să zic? Vizionare plăcută să înceapă acest vlog. Ca de fiecare dată când ajung pe Valea Oltului, mă cazez la Hotel Ostrov. Este a treia mea vizită și, credeți-mă, mă simt cât de cât ok. Pentru că are o piscină foarte frumoasă cu apă termală în aer liber. Apa variază undeva la 37-38 de grade, ceea ce este mai mult decât ideal. Camerele sunt ok, spațioase, cameră single de o persoană 350 de lei pe noapte și camerele duble 400 de lei pe noapte. Există și apartamente, însă nu știu la ce preț sunt aceste apartamente. Aveți inclus accesul la piscină oricând doriți, stați cât poftiți, și micul dejun. Hotelul are 3 stele, este decent. Iar principalul avantaj e că sunteți în centrul stațiunii, ba mai mult, sunteți peste râu de insula Ostrov și mănăstirea cu același nume. Explorez pentru prima dată stațiunea Călimănești. La o primă vedere observ o degradare tot mai accentuată a clădirilor importante din stațiune și asta cred că se datorează și primăriei. Iar în al doilea rând a proprietarilor acestor clădiri, pentru că suntem totuși într-o stațiune turistică foarte, foarte apreciată și mă gândesc că tot timpul principalele clădiri cu o arhitectură unică și valoroase ca patrimoniu al stațiunii trebuie renovate și puse cât mai urgent la punct, pentru că sunt primele care sar în ochii turiștilor. Ba mai mult, se poate crea o promenadă, o alee frumos luminată seara cu băncuțe pe malul râului Olt. Ceva de genul s-a construit în Căciulata. Deci se poate face și în Călimănești fără probleme, cred eu. Bulevardul principal este și drum național. Tot timpul este aglomerație și gălăgie. Dacă alegeți să vă cazați pe undeva pe aici, evitați totuși acest bulevard drum național. Vis-a-vis avem Hotel Central. O cameră în această perioadă, octombrie-noiembrie, costă 250 de lei pe noapte. Este un hotel mai vechi, cu bază de tratament, deci vor fi mulți pensionari care vin la tratament aici, la Hotel Central. O clădire foarte frumoasă de patrimoniu, practic este emblema Călimăneștiului, acest hotel. Cu toate că este o clădire frumoasă de patrimoniu, are undeva la peste 140 de ani vechime, ei bine, conducerea și angajații sunt, cred că, de pe vremuri, pentru că e a doua oară când încerc să filmez înăuntru și mi se spune: nu, n-ai voie, n-ai voie, ieși afară. Ok. Așa că, din păcate, n-am cum să vă arăt imagini dinăuntru, pentru că mentalitatea conducerii și a unor angajați, de fapt angajate, că erau doamne, este o mentalitate de mult apusă. Parcă cine știe, e ceva de ascuns, sau poate cine știe, e ceva de ascuns înăuntru. Însă situația se schimbă atunci când ești cazat, pentru că atunci ai alte drepturi. Sunt totuși spații publice, private, deschise publicului, deci ai voie
să filmezi, mai puțin lucruri personale sau angajații în prim plan. Eu, nefiind cazat, am preferat să le zic bună ziua și am plecat. Toamna, ca și iarna, de altfel, aceste stațiuni sunt mai puțin căutate de către turiști. În schimb, observați, DN-ul este plin ochi. Se circulă bară la bară. În zonă mai sunt stațiuni balneare care, din păcate, unele au avut noroc, altele nu prea. Și aici mă refer la băile Govora, care, din păcate, în ziua de astăzi arată deplorabil. Este o ruină toată stațiunea. Am fost zilele trecute la băile Govora și, credeți-mă, am rămas foarte, foarte dezamăgit. Pentru că eu aveam amintiri plăcute din acea stațiune în urmă cu mai bine de 30 de ani. Veneam cu bunica mea la tratament acolo și nu mai recunosc locul. Totul este o ruină. Avem aici două izvoare, izvorul 14 și izvorul 7 din Călimănești. Sunt ape minerale la discreție. Puteți să luați și să serviți cât puteți. Wow. Nu contest că sunt bune aceste ape, dar credeți-mă, miros oribil. Sunt sănătoase, sunt benefice pentru sănătatea noastră. Băi, dar mirosul, n-ai cum să treci peste el. Îți mută nasul. Dar ai, am gustat. Mi-am satisfăcut curiozitatea. Merg mai departe. Vă spuneam că în zonă, pe lângă băile Govora, mai există o stațiune pe numele ei, băile Olănești. Acolo, din ce știu, o doamnă foarte perspicace și cu simț al afacerilor cesionase bună parte din izvoarele minerale. Știu că a fost un mare, mare scandal în urmă cu vreo 10 ani, ceva de genul, și această doamnă foarte perspicace, inovatoare în domeniul ăsta al afacerilor, a pus cartelă la izvoarele minerale. Izvoare cu apă din munte, munte al nostru, al tuturor. Și scotea bani din piatră udă, cum s-ar spune, da? Și cumpărai acces la acel izvor, un acces bazat pe, nu știu, o cartelă metalică sau de plastic. Ultima oară când am fost, costa, nu știu, vreo 30 de lei, 40 de lei pe zi și aveai acces la o anumită cantitate, pentru că acele aparate știau cât să dea drumul la robinet. Nu știu în ziua de astăzi ce s-a întâmplat cu stațiunea Băile Olănești, dacă acea doamnă foarte perspicace mai are cesionate acele izvoare, însă mi se pare de prost gust și o nesimțire crasă. Adică tu pui lacăt pe izvoarele minerale ale țării, nu? Pentru că un băiat deștept de la conducerea țării sau a locului ți-a dat ție acces la acele ape. Îmi scapă numele, cred că Tudor, Maria, ceva de genul. Oricum, nesimțire. De ce cred eu că e o nesimțire din partea ei? Ei bine, nimeni nu bea de plăcere aceste ape. Bei ca să te vindeci, ca să urmezi un tratament. Și de multe ori persoanele care au probleme cu sănătatea nu sunt înstărite. Dacă nu au 30, 40 de lei și 15 lei dacă ar fi să dea bani pe această apă minerală, ce soluție au? Și tu condiționezi accesul lor la plăti acele cartele? Deci vă spun, asta este povestea de acum câțiva ani. În ziua de astăzi nu știu dacă mai este așa, însă atunci când am fost eu am rămas profund dezgustat de acest lucru. Din spatele izvoarelor pornește o alee care duce către Căciulata. O alee mai puțin cunoscută pentru că și eu am descoperit-o târziu, însă este o alee care ocolește drumul național. Merge în paralel cum ar veni pe munte. Seara este luminată și această alee poartă numele de traseul Cura Balneară.
Această alee are capătul tocmai la hotelul Traian din Căciulata, practic în mijlocul stațiunii. Credeți-mă, este o alternativă foarte bună a polorii de pe drumul național, dacă vreți să faceți o plimbare tocmai până în Căciulata. După ce ați făcut tratament, a stat în apă termală, a merge câțiva kilometri pe acest traseu, clar vă va pune sângele în mișcare. Iar pe parcurs veți găsi tot felul de panouri informative despre istoria locului. Istoria curei balneare în zona în care te afli începe cu apele minerale cunoscute și folosite terapeutic încă din vremea dacilor. Chiar și romanii au văzut potențialul acestor izvoare și au construit aici un castru, castrul roman de la Rutela. N-am să merg pe acest traseu, revin pe drumul național. Țevile cu apă sulfuroasă, cu apă minerală, împânzesc toată stațiunea Călimănești. Ba mai mult, circulă o vorbă cum că blocurile din Călimănești sunt încălzite cu apă termală. Ei bine, este doar o poveste din ce știu, pentru că această apă este corozivă, distruge caloriferele pe interior. Însă este totuși un sâmbure de adevăr aici. Cu apa termală se încălzește prin schimb de căldură apa din rețeaua de termoficare a stațiunii Călimănești. Practic se folosește de acea apă termală pentru a încălzi apa din calorifere. Aici, de exemplu, sunt câteva sonde care prelucrează această apă termală de la adâncime, undeva la vreo 3000 de metri din ce am aflat și eu. Dar trebuie să recunosc că sunt și clădiri renovate în Călimănești. Acesta este centrul multifuncțional, renovat cu fonduri regio sau ceva de genul. Dacă nu ar fi poluarea mașinilor, chiar aș recomanda o plimbare între cele două stațiuni. Trotuarul este într-o stare foarte bună. Ba mai mult, ai și peisaj stânga-dreapta. Ba o clădire veche, ba o vale, ba se vede Oltul de la înălțime. Dar gălăgie și poluare de la mașini. Nu știu cât este de ok pentru un turist care vrea să iasă la plimbare. Am ieșit din Călimănești, intru acum în Căciulata. Din ce ați putut vedea, strandul nu funcționează din septembrie și până în mai. În schimb, sunt hoteluri care au piscină încălzită, cum ar fi Centralul, Ostrov, din ce știu aici în Călimănești. Iar în Căciulata descoperim acum să vedem dacă este ceva deschis. Nici turiști nu prea sunt. Eu filmez acest vlog duminica și n-am văzut pe nimeni în vreo oră de mers. Vă spuneam că sunt alăturate la doar 200-300 de metri distanță. Intrăm în Căciulata și observ primii turiști care se plimbă pe malul Oltului. Oltul, una dintre cele mai importante ape curgătoare ale României, aici are un debit destul de mare pentru că este un debit reglementat prin câteva baraje care produc energie electrică. Unul dintre aceste baraje, din ce știu, se află chiar în Călimănești. Și aici se poate face o promenadă ceva mai modernă. Pământul ăsta nu e chiar ok să mergi pe el atunci când vremea este umedă sau când plouă după caz. La intrare în Căciulata e un mic parculeț foarte bine întreținut. Doar că fiind foarte aproape de drumul național nu e indicat copiilor mici. Mai ales că pot ieși în stradă foarte ușor.
Părculețul are denumirea de Poiana lui Căliman. Și tot aici este o frumoasă fântână cu vreo 7-8 cai din bronz sau un material ceva asemănător. În Căciulata sunt numeroase pensiuni, Carina, Aquarius, vis-a-vis casa Babi, multe, multe. Prețurile pleacă de pe la 180 de lei pe noapte, camera dublă, și pot ajunge până pe la vreo 400 de lei. Însă aceste pensiuni nu oferă piscină cu apă termală sau alte facilități, gen jacuzzi, ori sauna. Observ clădiri vechi, frumoase și renovate și în Căciulata. Dar undeva pe dreapta o dihanie de clădire din beton. Cred că are undeva la vreo 7-8 etaje. Nu știu cum de a primit autorizație asemenea construcție pe aici, pentru că după cum vedeți în cele două stațiuni nu prea sunt clădiri înalte. Da, a cam stricat aspectul acestui loc, dihania aceasta de clădire. Într-o zonă totuși istorică, multe vile vechi, să apară așa ceva. Da. Hai! Primarii știu ei mai bine ce șpăgi se dau pe aici. Și aici zona este curată, trotuarul este ok, puteți face plimbare seara dacă doriți să faceți mișcare. Hotelul Domniței, o clădire interesantă. Casa Vlădeasa. Majoritatea caselor de la stradă sunt transformate în pensiuni, iar proprietarii cazează turiștii care merg la complexul balnear. O să vi-l arăt un pic mai încolo, pentru că mai am ceva de mers. Sunt mulți turiști care aleg să se cazeze la astfel de pensiuni, pentru că da, sunt mai ieftine, cu mult mai ieftine față de cele 2-3 hoteluri cunoscute din Căciulata, care au bază de tratament și parc acvatic. Se cazează aici undeva la vreo 180 de lei și se duc apoi cu mașina sau pe jos la baza de tratament și fac acele băi termale. Și în Căciulata e un pod care traversează râul Olt, însă zona nu este spectaculoasă. E un pod vechi care e lăsat așa, în paragină, neîngrijit. Centrul local de informare turistică Căciulata. Aceste centre au fost create recent și se dorea a fi un centru de informare pentru turiștii care ajung aici în zonă. Majoritatea localităților turistice, a stațiunilor, au câte un astfel de centru, însă de multe ori ele sunt închise cu zilele. Nu este nimeni să te informeze despre nimic. În schimb, centrul stațiunii nu arată prea bine, este lăsat așa, neîngrijit. Iar pe partea opusă avem hotelul Traian, unul din cele mai cunoscute hoteluri din Căciulata, un hotel de 3 stele. Acum, la final de octombrie, o cameră simplă costă undeva la 330 de lei, iar camera dublă 380 de lei. O clădire aspectoasă, Izvoare, hotelul Izvoare. Iar lângă
perla Oltului, unde eu am avut o experiență dezastroasă, să spun așa, cu toate că e o experiență comică dezastroasă. Am stat o oră și vreo 45 de minute la o masă să aștept să vină ospătarul. În total erau vreo 12 mese, doar eu eram la masa numărul 12 și ospătarii s-au făcut că nu mă văd. Dar și eu mi-am pus ambiția și am stat numai puțin de o oră și 45 de minute. Toți ospătarii au trecut pe lângă mine, nici măcar nu mi-au adus meniul. Toată această experiență este și filmată într-un vlog. Filmat, cred că acum 2 ani. Deci recomand terasa Perla Oltului? În niciun caz. Ba mai mult, le-am lăsat un review amuzant pe Google, la care nimeni n-a răspuns. Voi vă dați seama, 3 ospătari la vreo 12 mese, n-am fost băgat în seamă o oră și 45 de minute. Dar și eu n-am avut multă minte, am ținut masa aia ocupată, așa, o oră și 45 de minute. Poate cine știe. Au avut boală pe mine sau ceva de genul. Voi cât a stat cel mai mult să așteptați un ospătar la un restaurant? Eu recunosc. O oră și 45 de minute. Voi? Căciula ta, spre deosebire de Călimănești, are un parc destul de măricel și bine îngrijit. Ba mai mult, sunt câteva izvoare cu ape sulfuroase, ape minerale, la discreție. Un pavilion cu vreo 7-8 izvoare, oricum o să ajung acolo și vi le arăt pe îndelete. Chiar dacă vine iarna, observ încă floricele și majoritatea plantelor sunt încă verzi. Observ în depărtare cele 2-3 hoteluri celebre ale Căciulatei. Acolo în față este baza de tratament. Am să merg ulterior și eu până acolo. Aici în față sunt izvoarele de care vă spuneam mai devreme. Același miros total neplăcut. Dar de dragul sănătății, lumea bea această apă sulfuroasă. În timpul sezonului cald se fac plimbări cu barca. 400 de lei, 50 de minute, o barcă întreagă sau undeva la vreo 25-30 de lei de persoană, o scurtă plimbare pe râul Olt. La începutul acestui clip vă spuneam că în Căciulata e o promenadă frumos amenajată cu băncuțe, cu iluminat stradal seara. E o plăcere să te plimbi pe aici la ceas de seară. Dacă s-ar face exact așa toată faleza de aici și până în Călimănești, ar fi poate cel mai frumos lucru din cele două stațiuni, posibilitatea de a te plimba seara vreo 3-4 km chiar. În schimb, la baza de tratament, unde sunt cele 3-4 hoteluri, Căciulata, Oltu, Cozia, din ce mi-aduc aminte, sunt numeroși turiști. Vedeți, parcarea este plină. Baza de tratament are turiști care vin aici să beneficieze de apele termale toată perioada anului. Din păcate, nu vă pot spune prețuri pentru baza de tratament sau pentru cazare în aceste hoteluri, pentru că nu am găsit informații pe site-uri de specialitate gen Booking și nici chiar pe site-ul propriu. Mă gândesc că trebuie să sun de dinainte sau cine știe, îți trebuie vreo trimitere, ceva de la doctor ca să beneficiezi de un preț mai bun. Văd dispecerat cazare, deci dacă
aș întreba acolo în interior, mai mult ca sigur aș obține ceva răspunsuri. Acest complex balnear cred că este cel mai mare din România și a fost în centrul unui mare scandal în urmă cu câțiva ani, pentru că, din ce știu, niște băieți deștepți au pus mâna pe acest complex mai mult sau mai puțin legal. Știam că este o ceartă, însă nu știu cum s-a soluționat în prezent. Aici este ștrandul acoperit. Observă multă lume. Sunt mai multe bazine, sunt topogane, însă din ce știu, apa este caldă. Poți să stai fără probleme. Însă programul este cam micuț. De la 9 la 7 seara sau de la 9 la 8 seara, vineri, sâmbătă. Temperatura în bazine oscilează între 28 și 37 de grade. Acestea sunt tarifele pentru turiștii necazați. 35 de lei pentru adult, 15 lei copil, 2-14 ani, iar în weekend 40 lei adult, 20 de lei copil. Tariful suplimentar, adult 5 lei 30 de minute și copilul 3 lei 30 de minute. Spun asta pentru că durata maximă inclusă în tariful de intrare este de 3 ore și 30 de minute. Ulterior se plătesc minutele în plus. Vis-a-vis de complexul balnear sunt câteva terase, restaurant, e un târg, un mic bâlci. De obicei, în sezonul cald este o agitație și o gălăgie destul de mare. Mai în față, la niciun kilometru, se află mănăstirea Cozia, o mănăstire foarte cunoscută și importantă din România. Este ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân. Dacă ajungeți pe aici, găsiți și alte cazări care oferă piscină cu apă termală. Din ce știu, hotelul Dada, Casa Românească, Termal și mai sunt câteva. Din păcate, cam ăsta este videoul de astăzi. Eu o să mă retrag acum la cazare la hotel Ostrov și bineînțeles, o să stau până la 12 noaptea în piscina cu apă termală. Avantajul acestui hotel e că poți să stai până noaptea târziu, nu te dă nimeni afară. Ați văzut complexul acesta Aquapark, la ora 7, gata. Sunt alte hoteluri care tot așa, la ora 8, la ora 9 seara, poate un 10 seara, te trimite la culcare. Dar aici la Ostrov am stat până în jur de 12 și jumătate fără probleme. Sper că v-a plăcut acest video și că l-ați urmărit cu interes. De aici, din Călimănești, Căciulata, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat! Iar dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, pentru că doar așa acest video ajunge mai departe. Iar dacă nu te-ai abonat, abonează-te, pentru că tot timpul vei fi pe plus. Mereu vor fi clipuri interesante aici pe canalul meu de YouTube, Marian Borcea. O seară frumoasă, v-am pupat!